Bună ziua și bine ați venit pe canalul Tarot Adina. Haideți să vedem ce mesaje avem de la persoana noastră dragă pentru dumneavoastră în funcție de varianta pe care o veți alege în mod intuitiv și anume varianta numărul 1, cea cu această floricică și varianta numărul 2, cea cu această floricică. Dacă nu ați avut timp suficient de gândire, vă rog să puneți pauză pe videoclip, să reveniți după ce ați decis ce variantă ați dori să alegeți. Haideți să începem cu cei care ați ales varianta numărul 1. Să vedem ce dorește persoana noastră dragă să vă transmită. Primul mesaj. Simt că nu te mai gândești la mine. Poate sunteți separați. Și acum această persoană crede că nu vă mai este dor de dânsa, nu vă mai gândiți la dânsa. Te-am respins pentru că nu vreau să-mi asum responsabilitatea. Păi atunci ce o mai interesează pe această persoană dacă vă gândiți la dânsa sau nu? Bineînțeles că dumneavoastră v-ați îndepărtat de o persoană indecisă care nu este capabilă să-și asume responsabilitatea. Mă întreb ce ai face dacă aș fi acum în fața ta. Probabil că ar dori să mai discute cu dumneavoastră, dar este teamă să vă contacteze pentru că este teamă de un refuz. Se gândește că dumneavoastră nu doriți să comunicați cu această persoană. Nu mă satur de tine. Da, păi este atrasă fizic de dumneavoastră și cam atât. În rest, după cum v-ați spus și dânsa, nu era pregătită să-și asume responsabilitatea unei relații. Nu vreau să fiu a doua ta opțiune, dar dumneavoastră să fiți a doua opțiune a acestei persoane, nu? Nu mi se pare ok. Mă simt singur fără tine. Păi se simte singur această persoană, dar când a avut ocazia nu și-a asumat responsabilitatea unei relații cu dumneavoastră, acum practic nici nu mai contează cum se simte. Dar haideți să vedem ce zic bilețelele iubirii despre această situație. Poate nu înțelegeți întotdeauna de ce se întâmplă anumite lucruri, dar trebuie să știți că în curând veți fi binecuvântați cu o mare realizare. Wow, super, super, super! Deci nu vă faceți griji. Dacă această persoană v-a supărat foarte mult în trecut și v-a făcut zile negre, ca să zic așa, atunci, iată, în curând veți avea o mare realizare, veți fi binecuvântați cu o mare realizare. Probabil veți întâlni sufletul noastră pereche. Iată! Suflete pereche, da, acesta este sufletul noastră pereche. Exact ce vă spuneam, în curând veți fi foarte fericiți din punct de vedere sentimental, dar nu cred că această persoană este sufletul noastră pereche. Da, pentru că a fost nehotărâtă, nu a știut ce vrea și iată, fiți înțelegători. Probabil că trebuie să fiți un pic înțelegători cu această persoană din trecut, poate să comunicați cu dânsa, să vedeți ce are de spus, dar cam atât. Și care trebuie să fie afirmația noastră zilnică pentru a fi mai fericit, fericită? Promit să fac tot posibilul pentru a mă elibera de trecut. Asta trebuie să faceți noastră, să vă eliberați de această persoană toxică. Pentru că știu că singurul moment care contează este chiar acum. Aleg să pășesc către viitor cu zâmbetul pe buze și cu încredere că totul va fi bine. Iată ce aveți dumneavoastră de făcut în continuare. Aveți încredere că totul va fi bine. Haideți să vedem pentru cei care ați ales varianta numărul 2. Ce dorește persoana dragă să vă transmită dumneavoastră? Primul mesaj. Nu te merit. Probabil că această persoană a plecat alegând pe altcineva și scuza a fost că nu este suficient de bună pentru dumneavoastră, dar de fapt nu vroia să se implice într-o relație cu dumneavoastră această persoană, se pare. Mă gândesc la tine în fiecare zi. Acum după ce v-ați separat, se gândește la dumneavoastră. Aș vrea să ne căsătorim într-o zi. Mai dă-mi o șansă.
Poate își dorește împăcarea acum văzând că este foarte tristă fără dumneavoastră această persoană. Îi se pare că nimic nu mai are sens în viață și și-ar dori o împăcare, dar știe că va greși foarte mult în trecut și se gândește că dumneavoastră nu o să acceptați această împăcare. Îmi pare rău că m-am purtat urât cu tine, exact ce spuneam. Și totul se întâmplă cu un motiv. Da, până la urmă această persoană încearcă să resemneze, să ia situația așa cum este, își dă seama că nu prea mai are mare lucru de făcut pentru că totul depinde de decizia dumneavoastră, dacă vă mai doriți sau nu această persoană. Să vedem bilețelele iubirii ce părere au despre această situație. Când ne opunem schimbării, ne opunem cursului natural al vieții. Aveți încredere în divinitate. Da, iată, gândiți-vă că nu orice schimbare aduce ceva nedorit în viața noastră, dimpotrivă. Schimbările pot fi benefice. Sentimente puternice. Sentimentele noastre sunt profunde și trebuie să le transmiteți persoanei dragi. Iată, dacă ați pus ochii pe cineva și aveți sentimente puternice față de această persoană, se pare că trebuie să treceți la acțiune, să-i declarați dragostea dumneavoastră. Iertare. Da, această persoană din trecut își va cere iertare pentru că v-a supărat foarte mult. Acum depinde de noastră dacă o veți ierta și o veți accepta din nou în viața dumneavoastră. Care ar trebui să fie afirmația noastră zilnică pentru a fi mai fericit, fericită? Nu mai aștept să se întâmple minuni sau să vină ocazia perfectă. Promit să încep chiar de azi să-mi schimb atitudinea, credințele, gândurile și viața. Wow, ce frumos! Iată, exact cum spuneam, treceți la acțiune pentru a vă îmbunătăți viața, eventual mergeți la coafor, mergeți să vă schimbați lucrul, să vă simțiți dumneavoastră bine. Deci, în principiu, faceți orice vă stă în putință pentru a vă face dumneavoastră plăcere și pentru a vă simți dumneavoastră bine. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, vă doresc să vi se îndeplinească toate dorințele. Vă aștept cu mult drag pe viitor și la revedere!